despre creația rasei umane și căderea omului. De Noel Huntley, F.D., articol scris în 2003, de pe site-ul Noel Huntley. Partea 1. Este greu de urmărit numeroasele explicații pentru căderea omului. Majoritatea, totuși, ar putea avea o anumită validitate, dar joacă un rol mai minor, în special deoarece au existat în mod clar multe căderi autentice ale omului. Conturile variază de la povestea lui Adam și Eva până la scenarii mult mai sofisticate. Există conturi canalizate și alte conturi care atribuie declinului omului lui Lucifer. În unele versiuni, el a fost un extraterestru în vizită din Sirius, o planetă feminină, deși el însuși poseda trăsături masculine excesive, care au fost moștenite de la tatăl său, de pe o planetă de pe Orion, și care era masculină. Rețineți că fizica va identifica în cele din urmă proprietățile electrice cu cele masculine și proprietățile magnetice cu cele feminine. Excesul de energie masculină netemperat de energie magnetică va avea ca rezultat individualitatea, deci dezvoltarea supraegoului și pierderea unității și integrității conștiinței. Inutil să spunem că Lucifer, în vizită, a reușit să învețe pe locuitorii Pământului să pună mai mult accent pe sine și să nu recunoască autoritatea spirituală superioară. O altă explicație inspirată de A.T. este că planeta noastră, care trăiește în coexistență pașnică cu alte aproximativ 49 de planete din sectorul nostru al galaxiei, s-a oferit voluntar să își oprească propria evoluție și dezvoltare pentru a găzdui o rasă întârziată de pe o altă planetă, care, fără această acțiune binevoitoare, civilizația s-ar fi pierdut, ar fi devenit suflete pierdute, deconectate de la sursă, pe măsură ce întregul grup de alte planete ar fi evoluat în tărâmuri superioare. Și au evoluat pe tărâmuri superioare. Mai mult decât atât, proporția în exces de ființe regresive, digresate, atunci pe planeta Pământ, a dus la deteriorarea umană. Există, de asemenea, forme mai generale, care au o anumită validitate pentru căderea omului din har. De exemplu, ideea de a crea entități separate dintr-un singur colectiv, care la rândul său ar fi o porțiune din sursă, adică să-i se dea un program ca să existe ca indivizi. Acești oameni ar avea o motivație programată pentru a explora independența și probabilitățile ulterioare care ar însoți aceasta, dar rezultând în supraindividualizare și dezvoltarea egoului și consecințele acestuia. De fapt, ar include apoi introducerea inițială a puțină negativitate, o separare forțată în relația individului pentru a descuraja tendința naturală a conștiinței separate de a se întoarce la sursă, o stare mult mai sigură și mai confortabilă, care implică o conștientizare mult mai mare a tuturor lucrurilor și învinge obiectul explorării individuației. Vedem că aceasta este într-adevăr o temă validă pentru căderea omului și ar putea reprezenta tendința generală de dezvoltare a rasei. Dar există exemple mai specifice pe care să le luăm în serios? Există materialul Luciferian Rebellion of the Guardian Alliance, transmis de Anna Hayes, care a avut loc în anul 25.500 înainte de Hristos, utilizând tehnologii avansate pentru a crea mutații ADN și a produce un sine umbră în toate formele de viață de pe Pământ. Excelent, deși acest material este ca o explicație a căderii omului,
este subordonat relatării de către gardieni a consecințelor mai grave ale căderii omului din universul armonic 2 în universul harmonic 1, acum aproximativ 560 de milioane de ani. Ne vom concentra asupra acestei căderi particulare a omului, deoarece este foarte relevantă pentru starea noastră de astăzi. Cu toate acestea, înainte de a se implica în acest lucru, va fi de interes pentru cititor să știe că nici măcar acesta nu a fost păcatul original. Potrivit materialului oferit de gardieni, matricea noastră temporală, în sectorul A, ceea ce credem ca fiind Universul, a început acum 950 de miliarde de ani. Abia cu aproximativ 250 de miliarde de ani în urmă, elementele negativității au intrat în existența raselor. Acest lucru a fost cauzat aparent de încrucișarea dintre rase diferite AT, care trăiau în fericire și armonie totală. Aceasta a fost o problemă similară cu rezultatele consanguinării între rudele apropiate cu oamenii. Au început să apară mutații și, deși conștiința nu este un produs al creierului sau al geneticii, este supusă unor distorsiuni paralele sau corespunzătoare. Ascensiunea la tărâmuri superioare a fost astfel interzisă acelor grupuri afectate. Au urmat conflicte, rezistență și războaie. Grupurile de rezistență au distrus în cele din urmă poarta stelară 12, un centru energetic, care este sursa principală în planul rețelei Cathara. Acest lucru este ca și cum ați înlătura președintele unei companii, provocând pierderea principalului factor de integrare și lăsând compania vulnerabilă la infiltrare și degenerare. Aceasta a împiedicat apoi ascensiunea ființelor neafectate. Astfel, elementele de negativitate erau deja prezente atunci când a avut loc căderea de 560 de milioane de ani a omului. Să facem acum o descriere pe larg a acestui declin major al civilizației noastre. Deși avem de a face cu o conștiință și concepte de viață, în general, dincolo de înțelegerea noastră actuală, făcând extrem de dificilă sarcina de a aduce acest lucru cititorului. Planeta Tara avea dimensiunile 4D, 5D, 6D, cu frecvențele ADN corespunzătoare ale populației în general din acel interval. ADN-ul este structurat din aceleași dimensiuni ca și sistemul de 5 universuri armonice. Epoca Turaneusiam de 8 milioane de ani și cunoscută sub numele de prima lume a suferit totuși digresiuni în evoluție din cauza contaminării treptate din încrucișarea raselor AT pe Tara. Drept urmare, în această perioadă de 8 milioane de ani, rasa s-a împărțit în două grupuri, cunoscute sub numele de Alanieni și Lumarieni. Alanienii erau mai divagați și agresivi, căutând să-i domine pe Lumarieni, care erau mai pasivi. Alanienii au fost implicați în valorificarea energiei miezului Tarei. Cu toate acestea, Lumarienii și-au dat seama că au folosit greșit această energie și că există pericole de a provoca erupție. Lumarienii au făcut apel la Consiliul Sirian și Elohimii din Universul Harmonic 3 și s-au mutat în continuare pe insula Mu, într-o regiune numită Ur. În plus, unii alanieni, percepând pericolele unei explozii în miezul Tarei, al cărei proiect se afla sub conducerea inițiaților solar templieri, au dezertat la Mu. Cu ajutorul Elohimilor, modernizarea genetică a avut loc pe Mu și șablonul ADN-ului Turaneusiam de 12 fire
a fost restaurat printre lumarieni și unii alanieni. Cursa a fost redenumită Ur-Taranates. Preoțiile din Ur au fost un produs al Ur-Taranaților și s-au împotrivit inițiaților solar templie și alanienilor. Oamenii de știință și preoții din Mu erau conștienți de probabilitatea acestui dezastru viitor și s-au făcut pregătiri la această existență mai avansată și mai dimensională. Experiența timpului este mai neliniară, adică mai puțin liniară. Viitorul liniar este mult mai ușor de cunoscut dintr-o perspectivă mai neliniară. Un astfel de dezastru, care implică energii dimensionale superioare, ar face ca civilizația să se fragmenteze de la nivelul lor colectiv, sufletesc și planetar, iar sufletele s-ar pierde. Aceasta înseamnă că extensele umane de pe Tara, ale colectivului de suflete superioare, se pierd pentru a nu fi conectate. Conștiința individuală a personalităților ar fi prinsă în suspensie dimensională, incapabilă de a se conecta la starea lor colectivă și la câmpul morfogenetic al planetei Tara. În așteptare, a fost conceput un plan grozav pentru o misiune de salvare. Au fost implicate multe rase din universuri armonice diferite. Unii dintre aceștia erau pleiadienii din universul armonic 2, Elohim, Consiliul Sirian și Liran, care lucrau cu rasa Brno din universul armonic 5. Aceștia au fost denumiți în mod colectiv Palaidorieni, iar acordul era cunoscut sub numele de Pactul de la Palaidor. Cu ajutorul acestor rase, Ur-Taranates, denumit anterior rasa maestrului gardienilor Turaneusiam, acum cu ADN restaurat cu 12 fire și situate pe Mu, au călătorit în timp în viitorul probabil, conținând pământul căzut. Ei și-au convertit formele, la nivel colectiv al Ur-Taranatelor, în energie pură, creând un gestalt de conștiință care a luat forma unei sfere. Aceasta a fost numită sfera lui Amenti, un nume luat de la planeta Tara. Sfera lui Amenti a fost ancorată în miezul viitorului pământ. Câmpurile dimensionale căzute ale Tarei încă nu au apărut. Făcând acest lucru, a fost creat un portal de pe acest pământ către Tara, înainte de prăbușirea acesteia, adică o stare în care Tara era intactă. Inevitabila întrerupere a avut loc în miezul Tarei. Componentele sistemului său de grilă și câmpul morfogenetic au fost distruse, au fost smulse. Datorită dimensiunilor mai înalte ale acestor frecvențe și structuri, mulți locuitori, inclusiv Ur-Taranații, și-au pierdut legătura cu nivelul lor colectiv și, în plus, cu nivelul sufletesc superior, precum și cu câmpurile Tarei. A fost nevoie de aproximativ 10.000 de ani pentru ca clima să se stabilească. Cei care au scăpat de dezastru au intrat în subteran și mulți dintre acești membri ai rasei rămân încă în aceste orașe subterane din Tara. Astfel, multe suflete au fost pierdute, ceea ce înseamnă că au rămas prinse în suspensie dimensională. Ei nu mai aveau un gradient de dimensiune și frecvență înapoi la condiția lor dimensională anterioară. Dacă ar fi blocat, să zicem, în banda 4, dimensiune 4, cu dimensiunile superioare lipsă, doar, corespunzătoare părților superioare ale conștiinței lor, ei ar putea evolua prin reasamblarea catenelor lor superioare de ADN pentru existența pe Pământ, apoi pe Tara.
A trecut o perioadă de aproximativ 250 de milioane de ani, timp în care materia fragmentată din miezul Tarei și masele de pământ au fost reduse la câmpurile lor morfogenetice de bază, care la rândul lor s-au redus în frecvență și dimensiunile corespunzătoare. A treia dimensiune a realității a existat odată cu prezența Soarelui nostru, permițând componentelor morfogenetice și fragmentelor de Tara în cădere la acest nivel să acumuleze materie și să ia forme planetare care orbitează în jurul Soarelui. În cele din urmă, toate aceste câmpuri morfogenetice trebuie să fie returnate Tarei. Tara nu a putut evolua și fuziona cu planeta sa superioară Gaia, în starea sa actuală. Deci fac o paranteză. Planeta Tara a explodat, a avut loc de fapt o implozie în 12 fragmente, iar aceste 12 fragmente ale planetei Tara au căzut în dimensiune, în frecvențe, și care apoi au fost transformate în cele 12 planete din sistemul nostru solar. Deci fragmentele Tarei au căzut în 3D. Odată ce a avut loc căderea, sfera lui Amenti, amplasată în miezul Pământului înainte de cădere, era acum în siguranță. Cu un portal prin miezul său către cel al trecutului intact al Tarei, de fapt o linie temporală. Inițial, unor civilizații AT și specii de animale li s-a permis să înflorească pe Pământ, care a fost, este, o planetă de dimensiuni 1D, 2D și 3D. Rețineți că acestea sunt benzi de frecvență și reprezintă o interpretare oarecum diferită a dimensiunilor față de cea academică, care sunt pur spațiale și nu calitative. În timp ce Pământul era populat de rase care nu aveau nicio legătură cu misiunea de a salva sufletele pierdute, a doua etapă a planului s-a desfășurat. Conștiința de grup Palaidorian, acum sfera mente din miezul Pământului, care includea Urtaranații, anterior rasa maestru de gardieni, Turaneusiam, a fost împărțită în 5 grupuri sau sfere mai mici, corespunzând și cuprinzând gama de suflete pierdute din categoriile genetice notate prin culoare. Culoarea pielii: maro, roșu, alb, galben și negru. Acestea erau cunoscute sub numele celor 5 curse ale claustrului. Cu toate acestea, conștiința lor s-a încarnat în partea de antiparticule a Pământului, producând rase cu aceste trăsături adecvate, în care unele dintre sufletele pierdute s-au putut combina și lega conștiința lor pentru o evoluție înapoi la Tara. Acum, fizica oscilațiilor este astfel unda. Fiecare ciclu se schimbă în opusul său, ca o imagine în oglindă, pozitivă în negativă. Acest lucru dă de asemenea naștere la particule și antiparticule, chiar dacă aceste particule pot fi separate unele de altele. Aceasta înseamnă că, chiar dacă și o planetă va avea o latură opusă sau antiparalelă, poate fi înlocuită. Este creat simultan ca partea unui val de energie oscilant în care jumătate din undă creează, să zicem, Pământul, iar partea opusă a undei creează Pământul antiparalel. Deci Pământul în oglindă, inversat. Realizați că fizica modernă, relativ vorbind, este elementară și încă în stadiile sale primitive. În ciuda timpului uriaș necesar pentru
ca o linie de ADN să fie restaurată în acest fel, cel mai rapid, totuși, este prin intermediul sistemului portal, prin sfera lui Amenti. În acest moment, există un portal care leagă pământul cu trecutul Tarei. Cu ajutorul preoților Ur și Mu de pe Tara, au creat mai multe extensii de portal de la pământ la Tara, în intervalul de 2 până la 6 dimensiuni. În acest timp, aceasta reprezintă portaluri conectate la etapele viitorului pământului mecanic 5-dimensional, ADN-ului și dezvoltării frecvenței. Mișcarea într-un viitor este guvernată de frecvențe sau dimensiuni ascendente. Au existat apoi 6 portaluri în sfera lui Amenti, creând o nouă cale la timp pentru ca pământul să evolueze înapoi în Tara. Acestea au fost numite sările din Amenti. Următorul pas a fost să extragem din miezul 5D al lui Tara câmpul morfogenetic care a furnizat sistemul de grilă. Scopul acestui lucru a fost de a preveni ascensiunea Tarei la 7D la partea ei superioară, denumită Gaia, 7D, 8D, 9D. Acum, acest câmp morfogenetic a fost împărțit între planetele 3D ale sistemului nostru solar, plasând o porțiune din acest câmp morfogenetic în centrul tuturor planetelor, inclusiv al Pământului. Acest câmp morfogenetic se numește flacăra albastră, care este un portal energetic pentru transmutarea frecvențelor raselor care se întorc prin sfera Amentei. Flacăra albastră a fost numită toiagul lui Amenti și este cheia evoluției și întoarcerii omului în Tara. A fost numită porțile perlate ale raiului. Pentru a recapitula, avem 7 portaluri de la miezul pământului până la Tara. Unul din trecutul lui Tara de acum 552 de milioane de ani, 5 portaluri către 5 etape diferite ale viitorului, deoarece cele 2 până la 6 fire de ADN sunt restaurate și intră în sfera Amenti pe măsură ce vremurile apar. Și încă un portal de energie al flăcării albastre, în scopul de transmutarea formelor corporale pentru acordarea cu Tara. Astfel, cea din urmă, toiagul lui Amenti, este poarta finală după trecerea prin sălile Amenti, cele 6 portaluri. Planul era ca toate cele 5 claustre să aibă amprenta a 8 catene ale ADN-ului cu 1 până la 12 catene. Cu catenele 1 și 7 până la 12 prezente în toate. Cele 5 șuvițe rămase urmau să fie distribuite între cele 5 rase pentru reconstrucție. De exemplu, rasa 1 a avut șuvițele 1, 2, apoi 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rasa 2 a avut șuvițele 1, 3, 7 și 12. Și tot așa. Toate cele 5 rase ar produce un set complet, un ADN cu 12 fire. La finalizarea acestui lucru, ei s-ar putea întoarce în sfera lui Amenti și s-ar putea ridica din baza genetică restul firelor din celelalte 4 rase și se pot întoarce la Tara. Rasele nu aveau gen și, în plus, s-au întrupat în pământul antiparalel, care evoluează mai rapid, permițând salvarea multor suflete pierdute din Tara. Ne putem doar imagina că aceste suflete particulare erau cel puțin afectate și se aflau în benzile superioare, iar discriminarea de gen
nu a fost necesară pentru evoluția lor în această eră de aproximativ 225 de milioane de ani. Cu toate acestea, mulți au digresat în această perioadă sau pur și simplu nu au răspuns oportunității regenezei, iar alții au fost suflete pierdute dintr-o categorie inferioară, având nevoie de cerințe mai stricte pentru restaurarea ADN-ului lor. Acum, așa cum sugerăm, mecanismul pentru ca gradientul ascendent să se întoarcă la Tara a fost furnizarea de către rasele claustru palaidorian a unui șablon ADN pentru sufletele pierdute. Cu toate acestea, aceste suflete trebuie acum să atragă, să acumuleze frecvențe prin experiența în încarnări. Pe măsură ce fiecare catenă acumulează cele 12 subfrecvențe, următoarea catenă este introdusă. Fiecare dimensiune are 12 subfrecvențe, în mod similar și pentru ADN. Aceste suflete trebuie să restructureze frecvențele dimensionale pierdute pe Tara, care corespund acum valorilor ADN-ului prin reconstruirea ADN-ului. Dimensiunile pierdute pe Tara au fost în regiunea 4D, 5D și 6D. Pentru a reconstrui ADN-ul de la 1 la 12 fire, următorul interval a trebuit acoperit 1D, 2D și 3D de pământ și dimensiunile 4D, 5D și 6D ale Tara, deoarece au fost perturbate. Rețineți că Tara a evoluat inițial prin 1D, 2D, 3D, dar acum aceste frecvențe ale Pământului trebuie să fie regenerate și atrase din câmpul unificat, câmpul de energie la nivelul solului al unităților de conștiință din care izvorăște totul. Acum ne mutăm în lumea a treia, de acum 25 de milioane de ani. Au existat încă multe suflete pierdute și procesul de recuperare este încă în desfășurare astăzi sub forma rasei umane actuale. Pentru acele suflete pierdute care necesită regenerarea cromozomilor de gen, s-a făcut o prevedere pentru gen sau polarizare în cadrul componentei relevante. Prima catenă de ADN, D1, a fost împărțită în două, astfel încât 50% dintre rasele Cloister aveau jumătate din catena 1 și cealaltă 50% cealaltă jumătate. Această procedură a fost de fapt efectuată în lumea cu frecvențe mai înaltă, densitate fizică inferioară a Gaiei, o contraparte superioară a Tarei, de dimensiunile 7D, 8D și 9D. Astfel, 50% din prima rasă claustrară a avut ADN 1, jumătate 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cea de-a doua parte a claustrului a avut jumătate de 3, 7 și 12. Și așa mai departe, creând o amprentă pentru acele suflete pierdute care nu au putut realiza ascensiunea înapoi la Tara cu aranjamentul anterior. Aceste două grupuri s-au separat, deci jumătate din firul 1 formaseră și au fost numite rasele rădăcină 1 și 2. Acestea erau cunoscute, respectiv, ca polarieni și hiperboreeni, care au fost însămânțate în Gaia. Dar la rasa rădăcină 1 a fost însămânțată pe Gaia, iar rasa rădăcină 2 a fost însămânțată pe planeta antiparalelă a lui Gaia, denumită Gaia paralelă sau Gaia antiparticulă. Astfel, aceasta a avut loc la nivelul materiei eterice, iar planetele
au furnizat baza masculină și feminină. Aici fizica devine foarte complexă și confuză. Există diferite tipuri de opuse, chiar conjugate, și relații interdependente și complementare. Particulă-antiparticulă, pozitiv-negativ, masculin-feminin, electric-magnetic și așa mai departe. Latura particulelor, particulă pământ sau tara sau gaia, nu au caracteristica energiei magnetice, deci feminine, în timp ce partea antiparticulei, pământul antiparticulă, are energia electrică și masculină. Pământul nostru de particule poate avea particule și antiparticule și, în mod similar, pământul antiparticule poate avea particule și antiparticule. În termeni mai simpli, afirmăm că polaritatea populației, masculin-feminin, există în fiecare dintre planete. Adică, de exemplu, pe pământul antiparticule există masculin și feminin, dar această polaritate călătorește pe polaritatea de bază a pământului antiparticule. Electric antiparticule masculin. Astfel, aspectul masculin al antipământului suprapune polarității populației masculin-feminin. S-ar putea să existe, să zicem, cu 10% mai mult masculin pe pământul antiparalel decât pe pământ. O părtinire care acționează pe ambii poli din cadrul unei planete, masculin și feminin. Acest lucru ar oferi o explicație a motivului pentru care antipământul este sub controlul matricei fantomă. Putem ști că energia masculină excesivă, care explorează, își asumă riscuri, activă, promovează independența și schimbarea rapidă, va distorsiona în cele din urmă spre dezvoltarea egoului și conflict, lipsă de influența stabilizatoare a magneticului, deci a femininului. În plus, se pare că acest dezechilibru a depășit avantajele statutului său dimensional superior. Faptul că pământul antiparalel este o bandă 1 dimensională mai mare. De ce planetele, pământul și omologul său, pământul antiparalel, nu sunt la același nivel dimensional? Posibil să permită variabile mai mari în populație de la pământ la antipământ. Astfel, prima și a doua rasă rădăcină, polarienii și hiperborienii, au stabilit șablonul ADN pentru catena 1. Acum rasele claustre, maro, roșu, alb, galben și negru, ar furniza firele rămase de la 2 la 6. Pe măsură ce au fost dobândite, sufletele s-ar întoarce în sfera lui Amenti și ar recupera firele de ADN 7 până la 12 rămase și acele fire dezvoltate de celelalte claustre. De exemplu, rasa maro a reconstruit ADN-ul 2, cunoscut sub numele de rasa rădăcină 3, lumarienii. Acum, componenta 3 a fost acumulată de rasa roșie, alaniani, rasa 4, din a doua cursă cloister. Aceste două, a doua și a treia rase rădăcină, au fost produsul principal al experimentului Turaneusiam, în care alanienii, sub inițiații solar templieri, au distrus o mare parte din Tara, provocând căderea omului. Aceste două rase trăiau acum armonios cu 25 de milioane până la 5,5 milioane de ani în urmă, pe pământ cu culturi avansate. Multe suflete au urcat, care au păstrat integritatea ADN-ului. Înapoi, prin sările Amenti, prin sfera lui Amenti, de unde au ridicat firele rămase și s-au întors în Tara. A continuat procedura în care alte claustre au manifestat alte rase rădăcină pentru asamblarea catenelor de ADN 4 până la 6.
dar între timp, după cum am mai spus, au urcat multe suflete care aveau deja aceste fire intacte. Cu toate acestea, deși fiecare încarnat a trăit inițial într-un singur corp pentru întregul proces, mulți membri au digresat și au început să se reîncarneze de mai multe ori înainte de a finaliza asamblarea necesară a ADN-ului lor pentru întoarcerea în Tara. Pe măsură ce sufletele pierdute s-au întors la Tara, la fel s-au întors treptat porțiunile pierdute din câmpul morfogenetic al Tarei, din cadrul planetelor sistemului solar. Această activitate a avut loc în paralel pe aceste alte planete, dar încarnarea pe alte planete nu a fost la nivel fizic. Astfel, Pământul a fost corpul principal pentru misiunea de salvare. Pe scurt, după prima lume a erei Turaneusiam, de 8 milioane de ani, a avut loc căderea din Tara. Sfera lui Amenti a fost formată și au fost create sările lui Amenti și personalul lui Amenti. În continuare, sfera Amenti a fost împărțită în 5 rase claustre și o eră lungă de 225 de milioane de ani, cea de-a doua lume, în care sufletele încarnate au permis multor suflete pierdute să se întoarcă în Tara. Acest lucru a avut loc la nivel eteric și nu aveau nevoie să se încarneze în corpurile fizice. Lumea a treia, cu aproximativ de 25 până la 5 milioane de ani în urmă, a implicat încarnări fizice pe Pământ cu rasele rădăcină 1 și 2, polarieni și hiperborieni, stabilind catena ADN 1. Apoi au urmat rasele rădăcină 3 și 4, lumarienii, cunoscuți mai târziu ca lemurieni, și alanienii, cunoscuți mai târziu sub numele de atlantieni, care au asamblat catenele ADN 2 și 3. Aceasta a fost prima însămânțare a rasei umane, care s-a încheiat cu războaiele electrice, după care a fost planificată o a doua însămânțare. Continuare în partea a doua. Partea a doua. Pentru a recapitula pe scurt partea întâi, cele 5 săli ale portalurilor Amenti, timp viitor, s-au deschis în câmpurile dimensionale de la 2 la 6, cu perioade de timp corespunzătoare, permițând sufletelor pierdute prin rasele lor de la claustre să își asambleze firul particular de ADN. 2 până la 6. Apoi trecerea prin celelalte rase și ridicarea celorlalte fire, asamblate de celelalte rase rădăcină. Ei aveau apoi să ridice din rasa lor Cloister firele de la 7 la 12. La atingerea întregului ADN cu 12 catene, ei ar putea să se transmute treptat în corpuri mai puțin dense și să urce către Tara, care este aspectul Pământului paralel superior. Toate obținute într-o viață lungă. Acest lucru a restaurat, de asemenea, câmpurile morfogenetice ale Tarei în 3D pentru a reveni la dimensiunile superioare. Sufletele pierdute, așa cum se spune aici, sunt fragmentate. Unele benzi dimensionale ale configurației lor dimensionale interioare lipsesc. Ei nu sunt conectați la nivelul lor superior al sufletului, colectiv sau la sursă. Aceste benzi de frecvență lipsă trebuie completate. Deoarece structura dimensională universală este reflectată în ADN-ul uman, sufletele pierdute, dacă sunt prevăzute cu un șablon, cadru, pot acumula frecvențe în acest șablon sau amprenta ADN
din câmpul unificat și poate reseta ADN-ul pentru activare. Astfel, acest lucru a fost realizat prin formarea unei entități compozite cu entitatea palaidoriană, care a furnizat șablonul ADN-ului, iar apoi, prin acumulare de frecvență, prin experiență, ADN-ul a putut fi asamblat, permițând sufletelor pierdute să evolueze înapoi în matricea lor sufletească. Palaidorienii, de fapt, au furnizat corpuri, planuri morfogenetice pentru fragmentele de conștiință fără formă ale sufletelor pierdute. Prima însămânțare de rase pentru salvarea continuă a sufletelor pierdute din Tara a continuat cu succes până când încrucișarea extraterestră a creat digresiuni genetice. Ca urmare acestui fapt, pericolele de a permite membrilor rasei de pe Pământ să contamineze eventual rasele Tara au primit o atenție serioasă de către Sirusieni Anunnaki din Universul Armonic 2 și alte ființe din tărâmurile superioare. Acest lucru s-a întâmplat acum aproximativ 5 milioane de ani. Au decis că vor să oprească evoluția pe Pământ și să prevină ascensiunea rasei Turaneusiam la Tara de teama contaminării ulterioare a Tarei. Deteriorarea avea loc deja pe Pământ și trebuiau să o protejeze pe Tara. În mod normal, frecvența proprie a unei rase determină selecția spirituală a acesteia. Iar dimensional vorbind, cu evoluția normală nu este nicio problemă. Cu toate acestea, sistemul planetar, așa cum a fost explicat anterior, avea moduri speciale de acces configurate, portalurile, sălile lui Amenti, pentru o evoluție mai ușoară și mai rapidă, și existau pericole ca frecvențele incompatibile să treacă. Rețineți că nivelul de autorizare a fost în mod automat normal 5D pentru acces, dar după ultima inițiere cu succes a unui ciclu de activare stelară, ascensiune, în anul 216 înainte de Hristos, care apoi a trebuit să fie terminat, cu o poartă stelară de 12 blocată, sabotată. Deci frecvențele 2 ar putea trece în 5D. Deci poarta stelară din 12 a fost sabotată, a fost desprinsă de la rețeaua 15 dimensională, acea poartă stelară din D12 corespunde aspectului superior al Gaiei, denumită Aramatena din Lira. Cu toate acestea, Elohim și Palaidorienii au respins acest plan de a pune capăt experimentului continuu Turaneusiam și de salvare a sufletelor pierdute. În consecință, rasele de opoziție sau grupurile de rezistență au recurs la război cu intenția de a prelua portalurile sălilor din Amenti. Au urmat bătălii care au implicat tehnologii avansate, care au durat aproximativ 900 de ani și au fost cunoscute sub numele de războaiele electrice. Acest lucru s-a întâmplat în atmosfera Pământului, provocând moartea raselor terestre divagate și a multor specii de animale. Alții fie au evadat în Tara, fie au fost mutați pe alte planete de către Elohim. Pământul ar fi fost complet distrus, dar a intervenit rasa Breno din Universul Armonic 5. Breno a introdus un tratat, un compromis în care misiunea de salvare nu a fost lăsată să aibă loc prin metoda mai rapidă de transmitere a portalului salilor de Amenti către Tara, ci prin metoda morții, reîncarnării și dezvoltării ADN-ului. Acum,
Mutațiile au fost prezente la a treia și a patra rasă rădăcină, lumarieni și alanienii, în firele de ADN 2 și 3. Planul a fost de a plasa un sigiliu în firele de ADN 2 și 3, realizat prin eliminarea conotațiilor electrice din aceste fire, lăsând tonuri de energie magnetice. În mod normal, tonurile au fost preluate de către rasele corespunzătoare, dar pentru a treia și a patra rasă rădăcină, tonurile au fost eliminate în claistru. Ei ar putea evolua în continuare în claistrul din sfera mentei și să ridice firele 7 până la 12, dar să nu treacă prin acest nivel în colectivul palaidorian, toate cele 5 rase, tot în sfera lui Amenti, și să ridice celelalte fire, 4 până la 6. Aceasta a fost numită sigiliul lui Amenti. Acest lucru a împiedicat apoi 7-12 să se conecteze, ceea ce înseamnă că particolele, partea magnetică a vortexului spiralat, nu s-au putut fuziona cu antiparticolele, partea electrică, împiedicând asamblarea ulterioară a catenelor de ADN 7-12. Aceasta a însemnat fuziunea naturală în timpul asamblării. Catenelor 3 și 4, dimensiunile 3D, 4D, nu a putut avea loc. Adică, fără tonurile electrice, catena 3 de ADN nu s-ar fuziona cu partea superioară. Rețineți că fiecare fir are 12 subfrecvențe. Fiecare frecvență oscilează de la tonul magnetic de bază la tonul electric, figurat ca două spirale care interacționează. Timp de peste 4.000 de ani, ca urmare a războaielor electrice, Pământul nu a putut susține viața și a experimentat condiții climatice severe și o ușoară schimbare a polului din cauza rețelei și a sistemului de portal deteriorate. În cele din urmă, pe măsură ce Pământul a intrat în perioade stabile, extratereștrii în vizită au reînsămânțat forme de animale. Cu toate acestea, o corecție a deplasării polilor a provocat o eră glaciară, distrugând viața de la suprafață. Frecvențele grilei Pământului au scăzut rapid în acest timp și, ca urmare, dacă frecvențele mai înalte ale sferei Amenti ar fi lăsate să rămână în miezul Pământului, acesta din urmă ar exploda. Pentru a rezolva acest lucru, Elohimul din Universul Armonic 2 a mutat sfera Amenti în spațiul adânc, în banda sa naturală de frecvență 4D. Acesta este spațiul interior astral. Acum nu mai era găzduit în miezul 2D al Pământului, unde era accesibil benzilor dimensionale 2 și 3 și raselor corespunzătoare care manipulau firele 2 și 3. Această absență a creat automat un alt bloc 4D în dezvoltarea catenei de ADN, împiedicând a treia și a patra rasă rădăcină, catenele 2 și 3, să asambleze catena 4 de ADN. Acesta a fost un dezastru, deoarece însemna că rasele vor fi blocate în timp, izolate de viitorul lor și de colectivul lor, prin componenta lipsă din gradientul dimensional, câmpul morfogenetic al lui D4. Cu acest blocaj, rasele rădăcină, în completarea lor, nu au putut trece în colectivul Palaidor prin sfera Amenti. Astfel, acest bloc 4D a fost cunoscut sub numele de sigiliul lui Palaidor. Această procedură de siguranță pentru a evita contaminarea Tarei a dat totuși naștere la o separare a corpului fizic și a câmpului astral, o bandă de frecvență lipsă din aură. Mai mult, a cauzat o mare parte din starea de astăzi la majoritatea oamenilor, cea a unei dualități,
între corp și conștiință, o lipsă de percepție naturală a relației dintre cele două părți. Oamenii au rămas prinși într-un corp fizic. Corpul nu ar putea fi regenerat dincolo de o anumită dezvoltare și ar muri. Acest lucru a dus acum necesitatea de a se reîncarna de la o rasă rădăcină la alta. În loc de a îndeplini sarcina într-un singur scop și de a fi capabil să ridice firele la nivel colectiv de la celelalte rase rădăcină. Astfel, a treia și a patra rasă rădăcină, lumarienii și respectiv alanienii, cu catenele 2 și 3 de ADN stabilite, nu ar prelua șabloanele ADN-ului ale catenelor 4, 5 și 6. Toți aveau 7 până la 12 șabloane din colectiv, dar a trebuit să le regenereze, acumulând ei înșiși frecvențe din experiență pentru a trece prin portaluri. Mai mult, au trebuit să aștepte ca a cincea rasă rădăcină să fie introdusă, care a devenit cunoscută sub numele de rasa rădăcină Airian. Airan. Astfel, a cincea rasă rădăcină a putut asambla cea de-a patra componentă, ceea ce le-a permis apoi celorlalți să continue asamblarea ADN-ului, deoarece a cincea rasă rădăcină a furnizat componenta 4. Amprenta era deja acolo în claistrul corespunzător și putea accesa sfera mentii în 4D. Rețineți că alanienii, rasa cu cea mai mare digresiune înainte de căderea Tarei, au trebuit să ansambleze ei înșiși componenta 3, conținând o mutație. Apoi, firul 4 a trebuit să fie ansamblat prin așteptarea și reîncarnarea în cea de-a cincea rasă rădăcină, din al treilea claustru, deoarece nu mai era disponibilă pentru a fi preluată în baza genetică. În mod normal, rasele furnizau șabloane de ADN perfecte, pentru ca sufletele pierdute să acumuleze frecvențele corespunzătoare. Dar acum aveau sigiliul Amenti și sigiliul Palaidor. A treia și a patra rasă rădăcină, lumarienii și alanienii, așa cum s-a spus, nu au putut trece la colectivul Palaidorian pentru a ansambla firele 4 până la 6 și, prin urmare, nu au putut conecta șirurile 7-12 pentru activare. Rezultatul important și drastic al acestui lucru a fost că firele 2 și 3, fiind blocate, au atras sub personalități din dimensiunea astrală 4D, care nu au putut fi gestionate cu rasele rădăcină 3 și 4. Astfel, ei ar trebui acum să fie gestionați de rasa a cincea rădăcină cu disponibilitatea catenei 4 de ADN. Datorită prezenței sigiliului Amenti, a fost acum necesar să se încarneze de 3 ori, o dată în fiecare dintre a treia, a patra și a cincea rădăcină, pentru a finaliza procesul de ascensiune pentru Tara. În rezumat, ceea ce spunem este că planul inițial pentru salvarea sufletelor pierdute, care era pentru fiecare dintre cele 5 rase rădăcină, să fie ansamblați câte un fir, de la 2 la 6, și să ridice restul în sfera mentei și a colectivului Palaidorian. Au fost date firele 1 și 7 până la 12. A fost împiedicată de sigiliile impuse pentru a opri orice mutație ADN-ului care trece la Tara. Acest sigiliu astral 4D a blocat și sistemul chakrelor, provocând o acumulare de particule electrice care accelerează manifestarea bolii. Astfel, după cum s-a menționat, a fost necesar ca a cincea rasă rădăcină să dezvolte catena 4 de ADN pentru a elibera rasa a treia și a patra rădăcină. După moartea fizică,
Conștiința normală 4D, percepând 3D, ca realitate solidă, ar scădea acum la conștiința 3D, percepând o realitate a doua dimensiune în miezul pământului, schimbând natura și formatul conștiinței lor de la uman la elemental, nucleul pământului fiind cel natural, sălașul elementalilor, adică conștiința lor anterioară 4D fragmentată și reîncarnată în forme de conștiință elementală. Mai mult, alții din grupul de suflete pierdute au intrat, adică reîncarnându-se prin blocarea și pe cei de-a 4D, au eliberat fragmente de conștiință astrală neîntrupată. Între paranteze, așa cum am menționat anterior, contopirea conștiinței și fragmentarea și fuziunea este un proces natural, pur și simplu trebuie făcută constructiv și armonios. Ne pare ciudat ca două conștiințe să se combine, fiecare se simte singură, dar îmbunătățită. După cum s-a spus, totuși sufletele care vin ca a cincea rasă rădăcină ar avea deja șablonul pentru a patra componentă. Aceasta este componenta în care ar putea acumula frecvențe Cloister 3 și a cincea rasă rădăcină în timpul încarnării pentru asamblarea completă. Dar înainte pentru aceasta, rasa a patra rădăcină atlantiană, ADN 3, a trebuit să ridice firele 2, 4, 5, 6. Între paranteze, au fost date 1 și 7 și 12. Și șuvița 4 nu era disponibilă pentru a fi achiziționată în acest fel. Acum, a treia și a patra rasă rădăcină nu s-au putut reîncarna ca membri ai a cincii rădăcini din cauza benzii de frecvență astrală blocată 4D, provocând fragmentarea conștiinței și trebuind să fuzioneze cu încarnații din a cincea rădăcină. Astfel, a fost pusă o povară asupra celei de a cincea rasă rădăcină ariană, deoarece ei aveau apoi responsabilitatea de a asimila conștiința fragmentată a celei de a treia și a patra rasă rădăcină pe măsură ce integrau aceste fragmente de suflet în propria lor conștiință, înainte de a se putea înălța. Experiența arianului în această privință a fost una a amintirilor haotice, ca și cum ar fi încarnările anterioare și prezența subpersonalităților în conștiința lor. Apoi, principala problemă a fost plasarea sferelui amintii în banda de frecvență dimensională 4D, fiind îndepărtată din miezul 2D al Pământului, din cauza creșterii frecvențelor incompatibile dintre Pământ și sfera amintii. Acest lucru a creat o barieră în dezvoltarea celei de-a patra catene a ADN-ului 4D, denumită sigiliul Palaidor, și astfel, a patra și a cincea rasă rădăcină au trebuit să aștepte în sfera lui amintii până a putut să fie returnată în miezul pământului. Sigiliul Palaidor trebuie eliberat înainte ca sigiliul amintii să fie eliberat prin asamblarea întregului fir 4D, a treia și a patra rasă rădăcină, lumarienii și alanienii, puteau trece în sfera lui amintii, dar să nu ridice celelalte fire trecând prin și în colectivul palaidorian, deoarece sfera amintii a fost îndepărtată și 4D nu era disponibil. Astfel, a cincea rasă rădăcină nu s-a putut încarna. În acest timp, în urmă cu aproximativ 5 milioane și jumătate de ani, au avut loc schimbări climatice severe, inclusiv o mare inundație. Ar dura milioane de ani înainte ca rata de vibrație a Pământului să fie suficientă pentru a susține codarea 4D, a celei de-a cincea rase rădăcini și sfera lui amintii să poată fi returnată. Astfel, evoluția a fost oprită în această perioadă. După aproximativ 1,5 milioane de ani, Consiliul Sirian din Universul Armonic 2, lucrând cu Elohim și alte grupuri, a conceput un plan pentru a reporni evoluția umană pe Pământ.
Frecvențele pământului erau încă prea scăzute. Totuși, pentru a susține viața cu codificare 4D sau a asambla catena 4 de ADN sau pentru a primi sfera mentei, sufletele din sfera mentei ar putea reintra pe pământ din 4D printr-un proces cunoscut sub numele de downgrading. Aceasta a însemnat reducerea frecvenței celei de-a cincea rasă rădăcină și a altora prin trecerea câmpului morfogenetic ai raselor printr-o planetă în Universul Armonic 1, deci o descensiune. S-a descoperit că o planetă potrivită este Sirius B în sistemul stelar Sirius. Pentru a recapitula, câmpul morfogenetic palaidorian și câmpul morfogenetic amentii se aflau în sfera mentii și cuprindeau matricea sufletească colectivă. Sfera lui amentii trebuia returnată în miezul pământului pentru a elibera sigilul palaidor. Astfel, în urmă cu aproximativ 4 milioane de ani, a fost construită o punte portal între nucleul lui Sirius B, sfera mentii în 4D și nucleul pământului în D2. Esențele sufletești din sfera lui Amentei au fost trecute în miezul lui Sirius B. Unele dintre aceste suflete și-au combinat conștiința cu conștiința eterică pe Sirius B, creând un hibrid sirian-uman. Această rasă a devenit cunoscută sub numele de Cantariani, care au fondat Federația Cantariană pentru a servi ca gardieni pentru oamenii Pământului din a doua și a treia însămânțare și s-a implicat cu vechile culturi sumeriene și egiptene, precum și cu cea Atlantidei. A patra și a cincea rasă rădăcină, prin reședința în câmpul morfogenetic al lui Sirius B, au permis păstrarea identității individuale și acumularea de frecvențe. Ei puteau apoi să treacă în sfera mentei, adică să aștepte sămânțarea celei de-a cincea rasă rădăcină și să adune restul celui de-al patrulea fir. Acest lucru ar elibera sfera lui Palaidor, dar nu și sfera lui Amentii. Acest pod portal care face legătura cu Sirius B a devenit în cele din urmă cunoscut sub numele de Sala Amorea, în a doua însămânțare. Mai târziu, în a treia însămânțare, a devenit cunoscut sub numele de Al treilea ochi al lui Horus. Deci portal artificial către Sirius B. Această opțiune de trecere prin Sirius B pentru evoluția celei de-a patra catene a fost rezervată raselor care au purtat cea de-a treia catenă de ADN, de exemplu, alanieni-atlantieni, dar nu, de exemplu, lumarienii care nu completaseră a treia catenă de ADN. Deci dacă aveai doar trei catene, nu puteai trece. Amprenta om siriană a fost întipărită prin hibridizarea ulterioară a pleiadienilor imigranți. Aceștia erau originari pe pământ, dar au scăpat în pleiade în timpul războaielor electrice. ADN-ul pleiadian era acum adus cu hibridizare ulterioară cu cantarianii, hibrizi om sirieni. Această nouă rasă hibridă, un grup mai mic, a fost numită Dagos. Toate aceste amprente au fost combinate cu șabloanele originale ale proiectului cursei de rasei superioare Turaneseum. Această procedură de hibridizare a permis acum cloisterului 1 și a treia sa rădăcină, lumarienii, în paranteze lemurienii, să înceapă să se încarneze prin trecerea portalului Sirius de pe pământ, acum cu frecvențe mai compatibile. Asta a fost acum aproximativ 3 milioane de ani. Ei erau cunoscuți sub numele de lamanieni, indicând trecerea lor prin Sirius B. În continuare, a urmat cea de-a patra rasă rădăcină, al doilea
Claustru, cloister. Cunoscute inițial sub numele de alanieni, au urmat în urmă cu aproximativ 2 milioane și jumătate de ani. Cea de-a cincea rasă rădăcină, arienii, au intrat apoi, în urmă, cu aproximativ 1.275.000 de ani în urmă. În toate cazurile, este intrat mai întâi în cursa cloisterului pentru dezvoltarea tonului ADN și apoi în rasa rădăcină corespunzătoare proiectată în încarnări pe pământ. Această perioadă de la a doua însămânțare, cu aproximativ 4 milioane de ani în urmă și extinzându-se până la a treia însămânțare, aducându-ne în prezent, este denumită a patra lume a legendei native americane. Cea de-a cincea rasă rădăcină arienii ar putea acum asambla importanta catenă de ADN 4D, ridicând frecvențele de energie, astfel încât feramentii să poată fi returnată în miezul pământului. Acest lucru ar elibera sigilul Palaidor, blocuri 4D, iar rasele Lumarian și Alanian, care așteaptă în sfera lui Amenti, s-ar putea încarna acum cu a cincea rasă rădăcină. În paranteze, amintiți-vă, a cincea rasă rădăcină are șablonul pentru firul 4, 4D. Închid paranteza. Pentru a fi asamblat, cumulează frecvențe, în timp ce lumarienii și alanienii aveau șabloanele 2 și respectiv 3, inițial, capabil să ridice alte fire din sfera lui Amenti. Dar din moment ce sigiliul lui Amenti a fost instalat, au trebuit să se încarneze în viitoarele rase rădăcină pentru a asambla ei înșiși acele fire. Acum, sigiliul Amenti a afectat și activarea codurilor de împământare. Toate rasele aveau în fiecare lanț dimensional al ADN-ului lor, în subfrecvențele fiecărei dimensiuni, coduri parțiale, modele de frecvență, care să permită energiilor raselor să se conecteze, să se bazeze cu dimensiunile inferioare ale Pământului. În continuare, a șasea rasă rădăcină, muvarianii, aveau să dezvolte a cincea componentă. Nu am dat numele rasei pentru a reduce complexitatea, dar rasa celei de-a șasea rădăcini a fost Melchizedeci, care inițial corespundea raselor cu pielea galbenă de pe pământ. De la prima însămânțare, modificările aduse aceste conștiințe de rasă cloister i-au permis să preia diferite tulpini rasiale. Astfel, nu s-a limitat la manifestarea rasei galbene. Odată cu stabilirea cinci catene de ADN, aceștia au fost liberi de sigiliile Palaidor și Amenti, iar la finalizarea catenei 5 au putut urca.